La Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș a avut loc miercuri 30 iunie, începând cu ora 11, o conferință de presă susținută de managerul unității spitalicești, Bogdan Mihai. Au fost prezentate zonele reabilitate din spital, noul sistem de cartele introdus, prelungirea programului în ambulatoriul spitalului și, nu în ultimul rând, investițiile aflate în derulare. Este prima conferință pe care o facem în calitate de manager definitiv al Spitalului Județean de Urgență și în contextul ăsta o să facem un mic bilanț al celor 6-7-8 luni de interimat și vom merge, veți vedea zonele în care lucrăm și ulterior vom răspunde la toate celelalte nerămuriri pe care probabil că le aveți și doriți să le planificăm. Ca și cifre simple, pot să vă spun că în cele 9 luni au venit 17 medici la Spitalul Județean de Urgență. Continuăm să ținem discuții pe zone unde nu avem personal suficient. Foarte important, am completat două linii de gardă pe care le-am găsit nefuncționale la începutul mandatului și aici mă refer la două linii foarte importante, pediatria și neonatologia. Neonatologia, așa se dezvolt puțin, este practic terapia intensivă pentru nou-născuți, foarte importantă în cadrul unui spital județean de urgență și practic sunt oamenii care au grijă în primele clipe de viață de către nou-născuți. Am mai remediat din unele probleme, de exemplu în luna septembrie erau 21 de zile lipsă pe garda de radiologie. Acum am completat, mai avem doar 7. Ușor încercăm să echilibrăm și celelalte linii de gardă astfel încât să putem să ajungem la un standard în care nimeni nu se mai întrebe avem medic sau nu avem medic în cazul unei afecțiuni. Am demarat mai multe proiecte punctuale de renovare a unor zone din spital pe care unele mi le-am prezentat în micile clipuri de mediatizare a acestor activități, pe altele nu. O să le, dacă doriți, o să mergeți să dăm un tur, să vă uitați și să, eventual, să faceți niște sugestii, niște observații raportați și la modul în care lucrurile sunt desfășurate sau calitatea lor. Am avut niște discuții pe anumite zone cu constructorii în care am luat decizia de a dispune refacerea unor lucrări pe care le-au efectuat, pentru că nu erau efectuate la un standard de calitate normal. Desigur, un deranj destul de mare, lucrurile s-au remediat sau sunt în curs de remedie. Toată lumea ar trebui să înțeleagă la un moment dat că ce facem odată într-o unitate publică, mai ales într-un spital, facem pentru foarte mulți ani. Nu facem ca să dureze 2-3 ani. Cred că aici ar trebui să fie zona în care ar trebui să insistăm foarte mult și să nu trecem peste ea într-un mod ușor. Ne impunem standardul de calitate și ne ținem de el. Am implementat mai multe proiecte, unul dintre ele fiind un proiect care a dat naștere la ce înseamnă o zbatere internă în cadrul unor categorii de personal în cadrul Spitalului Județean de Urgență. Și aici mă refer la proiectul cu pontajul electronic. Acest proiect este un proiect în care la un moment dat cineva chiar mi-a și scris pe Facebook de ce consider că e un proiect foarte important. El mi-a explicat că este cel mai important proiect pentru că schimbăm mentalitatea. Nu neapărat inovăm ceva, că ne trecem cartela pe un cititor de carduri. Schimbăm mentalitatea. Mentalitatea presupune, în primul rând, ca o altă abordare din partea cadrelor medicale și a personalului Spitalului Județean de Urgență, raportat la program, raportat la orice înseamnă respectul față de cetățean și, în același timp, încercăm să schimbăm și mentalitatea cetățeanului raportat la respectul pe care trebuie să-l acorde medicilor și cadrelor medicale.
Poate mă întrebați la un moment dat de ce am luat această decizie. Răspunsul este simplu. În primele zile când am venit în cadrul Spitalului Județean de Urgență, am făcut niște evaluări, unele le-am în față. Evaluările dincolo de niște situații statistice care puteau să spună sau să nu spună nimic, erau niște evaluări în care am analizat foarte sintetic. Am luat fiecare medic în parte și am stabilit ce înseamnă număr de pacienți pe lună, cheltuieli făcute cu pacientul, veniturile făcute cu pacientul și, în final, salariul medicului. Surprinzător, o parte din medici nu și-a acoperat salariul cu pacienții pe care îi gestionau la nivelul unității. Și atunci am început să intru în profunzime și ușor, ușor am observat și am perceput nuanțe legate de prezența la program. În sensul că veneau la ora 10 și plecau la ora 1 sau undeva în maxim interval de lucru 3-4 ore. Nu am intrat în nicio discuție atâta timp că nu poți să intri pe o zonă în care nu ai nimic foarte clar, dar au niște vorbe și atunci am zis, am demarat sistemul acesta de audit electronic. Asta nu înseamnă că este un sistem rigid, un sistem care nu o lasă loc la niciun fel de cum să vă spun, zone în care cineva care are nevoie de o derogare, sigur o va primi, cu o singură condiție, să muncească. Adică în momentul ce ai un medic care are într-un interval de 3-4 luni, 1, maxim 2 pacienți pe lună, te poți întreba de ce am ajuns, de ce plătim un salariu de aproape 2.000 de lei raportat la un venit de 2.000 de lei. Practic, mergem într-o pierdere continuă și atunci trebuie să reglăm. Care a fost motivația lor pentru numărul scăzut de pacienți? Motivația a fost, nu am pacienți. Și zic, dar de ce? Că mă uit la colegul nostru, are 14, are 18. Și noi spune, nu se face gărzi. Ok, și noi ce nu face gărzi? Fac și eu gărzi, o gardă, că după conștiință există o singură gardă obligatorie pe care ar trebui să o execute în spital. În spital. Discuțiile sunt complicate. Nu intrăm acum într-o zonă în care implică și o activitate la gabinete private. Există o zonă foarte... Urmă să întreb și asta. Exact, într-o zonă. Aici ne aflăm. Și atunci încercăm să rezolvăm delicat problemele. Problema deci, practic, aici se efectua triajul. Exact. Într-o formă blândă, spus. Încercăm să clarificăm. Sunt oameni care, deși sunt, au și zonă de privat și zonă de stat, sunt foarte buni și la privat și la stat. Adică sunt oameni, că eu pot face elemente de comparație raportat la alți medici, care au și cabinet privat și desfășoară și anchetă la stat. Dar o desfășoară foarte bine și la stat, într-o zonă, poate peste medie, și își desfășoară și anchetă proprie la spital, fără astfel încât nimeni să nu găsească niciun fel de interpretare. O chestie onorabilă, echitabilă. În momentul în care apar de la pașii de genul ăsta, când eu îți plătesc un salariu de 200 de milioane de lei vechi și tu produci pentru spital 3.000 de lei, lună de lună, mă pot întreba de ce. Și atunci răspunsurile încep să le cap. Primul lucru, ar trebui să venim la program. Ulterior, găsim niște standarde de calitate și de derulare a activității. În mare, cam ăsta a fost raționamentul. Desigur, nu caut simpatie cu acest proiect. Nici nu ăsta este scopul unui act de management. Caut doar să fim puțin eficienți și să ducem lucrurile într-o zonă de normalitate. Paradoxal, rezidența cea mai mică o primim din partea oamenilor noi, care intră în sistem. Oameni care vin și ne povestesc faptul că nu e foarte normal ce faceți. Pentru că noi am făcut stagii de pregătire. În Belgia, în Franța, în Anglia, în Germania. Totul era uitat cu carte, inclusiv toaleta. Timpul pe care tu petrecea era uitat și la sfârșit se făcea o caracterizare. M-am dat seama dacă noi am pune la toalet, la ce discuții penibile am ajuns să fim puși. Nu am ajuns acolo, dar există un proiect în care vom pune cartele și tot ce înseamnă sistem audit la cabinete medici, la
tot ce înseamnă zone de acces importante, să vedem și trasabilitatea, să putem întreba de ce tu, X funcționar sau X cadru medical de pe o anumită secție, ai de luat, ai o activitate pe 6 ore în altă parte. Dacă ai fost în virtutea exercitării atribuțiilor serviciu sau ai fost să te plimbi. Adică putem să întrebăm și lucrurile astea. Și cred că aici trebuie să ajungem cu toții la un moment dat. La fiecare cabinet există un registru fizic sau electronic? Există fizic. Totul la momentul ăsta era... Nu, electronic mă interesează dacă există. Adică computerizat. Nu există nimic. Comun. Nu, sistemul acesta pe care l-am implementat și pe care l-ați văzut la intrare și o să mergem să vi-l arăt, el centralizează la nivel de spital tot o bază de date imensă, care spune exact pe fiecare angajat când vine, cum vine, îi scanează, îi face poze, când își pune cartele. Nu mai vorbesc, acum am trecut în partea a doua a evoluției. Mutăm cartelele de la unii la alții. Nu e problemă. Suntem și aici într-o zonă. Noi suntem într-o zonă de proiect pilot acum, ca să lumea să poată să se obișnuiască. Însă în perioada următoare o să modific regulamentul de funcționare a spitalului și regulamentul intern, astfel încât aceste elemente, dau cartela, să fie abatere disciplinare și mergem, dacă nu găsim o zonă echitabilă și normală, mergem într-o zonă de investigare și sancționare până unde e cazul. Eu sper să nu fie, ca lumea să înțeleagă faptul că, fiind la program, sunt plătit pentru lucrurile pentru care stau. Ele se vor descărca automat în pontaje. Adică și orele respective vor fi, sau zilele, depinde cum găsim, vor fi credențiale. Au existat mulțumiri în rândul cadrelor medicale vis-a-vis de acest sistem de pontaj electronic? Nu, m-au aplaudat. Dar a fost foarte tată în lăcea. Dar abia așteptă. Nu, glumim. Nemulțumirile vin de la cei neperformați. Sistemul, am explicat tuturor, nu este un sistem care să îngreuneze activitatea celor care muncesc. Din contră, cei care muncesc își vor trage cartela și noi o să vedem că stau 3-4 ore peste program. Și în momentul în care dânsii vor avea nevoie, ca fiecare om, nu se mai considere faptul că primesc 3 ore un avantaj din partea conducerii. Nu, oamenii vor primi un drept al lor. Am de recuperat un număr de 200 de ore. Pot să fac o cerere, să primesc 3-4-5 zile libere, acordat pe în jurul în cuantum acelor ore pe care le-am prestat suplimentar. O chestie transparentă. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu facem altceva decât aducem lucrurile dintr-o zonă gri, într-o zonă transparentă. Partea de mâncare. Cum? Partea de alimentație pentru bolnav. N-am terminat aici. Mai avem și acolo o discuție ulterior. Cam asta este filozofia. Asta este filozofia în jurul acestui sistem. Trebuie să ne scoatem din cap faptul că nimeni nu îndrăznește să întrebe pe oameni de ce nu vii la program sau nu. Nu. Asta o elimină. În start, pentru că răspunsul este simplu. Așa e normal. Eu cred că fiecare din noi am lucrat în diferite entități și nu cred că era normal să nu venim la program și să fim și plătiți. Poate ne-am fi dorit, dar nu ne lăsa cineva. Cam asta e discuția despre asta. Call center-ul funcționează? Call center-ul este un proiect la care încă mai efectuăm reglaje. Și la acest sistem de audit al prezenței avem niște probleme și elemente particulare care țin de particularitatea fiecărui loc de muncă. În sensul că apar ture, schimburi de ture, apar libere, apar... Este foarte greu de proiectat sistemul ăsta pe care l-am proiectat de prezență, pentru că e atipic. Nu e ca o situație simplu, toată lumea are probleme de la 8 la 4. Ai trebuit la 8 și la 4. Nu. Aici intervin foarte multe variabile. La fel și cu call center-ul, apar N situații. Noi acum eu sunt într-o fază de colectare a tuturor datelor de pe fiecare structură, analizez elementele de particularitate și pe urmă le introduc într-o procedură. De exemplu, aici, pe masă, chiar acum noi lucrăm, asta este procedura privind evidența angajaților. Este a patra, cincea formă de draft care lucrăm și la care aducem modificări. Pentru că eu vreau ca totul să fie ultra-reglementat sau ce nu e reglementat, să știm, să putem constitui ca o excepție, dar să creăm un flux pe el, astfel încât cineva să știe, domnule, sunt excepții, dar ce fac când vreau să-mi iau 3 libere? Faci un mail către conducere, ajunge și primești răspunsul. Adică o să ardem și niște etape
scriptice, să așteptăm să iau o hârtie de la mapă 7 ore, să nu vină, să nu... Încercăm să reducem. La fel și cu call center. Avem particularități în ceea ce privește situații legate de... Vă dau o speță, medic, care are programul în ambulatoriu, are programat un consult, dar în același timp apare o urgență la care trebuie să participe și trebuie să ducă în sala de operație. Aici este diferența între un ambulatoriu clasic, care nu are lângă el un spital de urgență, și un, și ce înseamnă un spital de urgență, care îți bulversează activitatea într-un fel în care nu. E, măestria noastră, încercăm să o ducem într-o zonă astfel încât să nu creăm nici acolo o busculadă, să stea lumea foarte mult, să creăm niște backup-uri. Și lucrurile sunt foarte, foarte complicate când le iei și vrei să le faci ultra transparent. Că dacă le lași la bună înțelegere, vin eu, nu. În final, lumea așteaptă, că n-are ce să fac. E, asta vrem să o eliminăm. Ușor, ușor. Desigur, o să înștiințăm pe toți cei care vin la noi în ambulatoriu, prin call center, că este posibil să apară o decalare, un program, datorită unor evenimente care nu pot fi prevăzute. Gen, urgențe medicale. Și atunci lucrurile le vom proiecta. În final, suntem am făcut o proiecție destul de avansată. Am luat legătura cu cei care ne furnizează softul de gestionare al activității medicale. Vom corela programările din ambulatoriu cu tot ce înseamnă programul medicilor și pe ore încercăm. Adică vrem să facem o chestie, când cineva sună automat, se deschide o bază de date și programează și omul știe că marți la ora 12 va fi acolo și va putea să-și selecteze și medici. Sunt niște zone care sunt văzute ca și pionerat. Ele nu sunt. Ele funcționează în altă parte și încercăm să luăm niște soluții cumva implementate și să le aducem pe elementele noastre de particularitate. Mai mult, în perioada următoare, suntem tot, o să demarăm un proiect legat de ce înseamnă citirea pe brățări a consumului de medicamente, a interacțiunii cadrelor medicale, adică fiecare pacient va primi o brățare. Îi se va pune când va veni va fi internat. Va fi un scanner care va transmite într-o bază de date tot ce înseamnă tratamentul și atunci vom putea să vedem și ce înseamnă interacțiunea cadrelor medicale cu pacienții. În sensul că apar situații în care ne spun oameni, domnule, am stat în pat, n-a venit nimeni în 6 ore. Când o să-ți apară că l-a scanat în două ore sau în trei ore, atunci nimeni nu se poate să spună că, domnule, nu a venit nimeni și să nu mă vadă. Sunt niște adevăruri întotdeauna și la mijloc. Există probabil situații în care pacienții nu sunt văzuți, dar este situații în care sunt văzuți sau și consideră că ar trebui să primească un alt ajutor medical, dar medicii, având expertiză, îi pun direct într-o zonă de prioritizare sau de analiză foarte clară asupra ceea ce resursă, asupra ce resursă trebuie alocată, cazul respectiv, în funcție de gravitate, dacă este sau dacă nu este. Raportat la... Ați întrebat ceva de mâncare. Detaliați-mi întrebare. Cât mai era ceea pe bolnav sau cum era prețul pe bolnav? Prețul pe bolnav rămăsese, dacă mă șerea, la 11 lei, dar sper să nu fac vreo greșeală. Știu că s-a făcut o majorare, dar majorarea aceasta a venit cu posibilitate ca noi să ducem în funcție de fondurile pe care le gestionăm. Eu pot să vă spun un lucru foarte simplu, de 3-4 ori pe săptămână, în chem să-mi se aducă niște porții de mâncare și eu mănânc mâncarea de aici, încerc. E primul senzor al pe care încerc să lumea să obișnuiască că vine cineva și chiar mănâncă. Acum lucrurile le vom duce în perioada următoare și într-o zonă de diversificare, pentru că am văzut niște elemente pe care consider că ar putea fi îmbunătățite, însă vă spun ca și concluzie personală, mâncarea este bună, raportată la un spital. Adică nu vorbim raportăm la un restaurant, dar raportat la un spital, e o mâncare, pot să spun, care asigură nevoile a 80%, 90% din beneficiari sau de pacienții noștri. Cam câte feluri de mâncare se gătește? Nu într-o zi, în general. Ce tip de mâncare se gătește? Sunt și într-o zi să gătesc mai multe feluri pentru că sunt
pe diferite categorii. Sunt pentru bolnavii cu diabet, sunt pentru cei care nu, cărora nu le este recomandată sarea. Cred că sunt, dacă să greșesc, când am în față acum, 7-8 feluri de mâncare pe care le gătim pe zi, diversificate. Cred că 11, cred că putem. Poți să vorbești la bucătărie, să ne aducă câte o mostră de fiecare fel de mâncare pe care îl avem acum? Da. Ok. Hai, mulțumesc. Da. Poți să vă aduc câte o... Asta să o vedeți? Eu urmă numai nesărat eu, în esență. Acum, cine mănâncă mă, cine mănâncă mai sărat, poate să-i se pare că n-are gust, că n-ai gust. Dar sunt niște limite clare pe care nu le putem depăși. E clar că nu dau noi este loc de mai bine. Mâncarea se gătește în regim propriu. În regim propriu, da. Regim propriu. Mai sunt... Totul se rezumă la costuri. La un moment dat am luat în calcul ca mâncarea să fie pusă direct în casolete. Externalizat serviciul. Nu, nu, nu. De noi. Direct în casolete, de jos pusă și pusă pe serviciu. Aș să fie niște costuri suplimentare. Și automat îți încarcă aceea zonă. Adică dacă cumperi o casoletă aceea, nici nu știu cât e. 0,5, 1 leu, nici nu știu cât este. O altă problemă cu care se confruntă pacienții și nu neapărat la nivelul Spitalului Călărășan, ci cam peste tot în țară, este cu lipsa de medicamente, aparatură medicală dintre astea mai, nu știu, transamente. Eu cu plastic chestii. Mai sunt cazuri în care li se cer pacienților să vină de acasă cu soluții, medicamente, pansamente. Au fost situații, când am preluat mandatul, în care m-am găsit niște situații. Eu primesc destul de multe sesizări și încurajez acest lucru. Lumea, când consideră că ceva nu funcționează în spitalul de sanitar de urgență, să facă o sesizare. Degeaba dă un telefon. Nu. Faceți o sesizare scrisă, pentru că orice sesizare scrisă, ea presupune intrarea și un circuit de investigare. Să vedem ce s-a întâmplat, cine, ce. Nu facem asta, lucrurile nu se depune. Unde se depune? Pe mail sau la secretariatul instituției. Există un mail pe mailul instituției. Deci, de pe site se poate găsi mailul acolo. De pe site, pe Facebook, pe secret. E un mail pe secret. Și probabil o să mai luăm să mai ducem într-o zonă de bomba. Au fost situații în care pacienții au fost nevoiți să-și cumpere. Nu multe din ce știu, dar există o prevedere în care noi le decontăm bani. Dacă ei vin, în baza unui tratament, trimis în spital. Acum, totul se pune raportat la ce fel de medicament și la ce fel de nevoie. Pentru că dacă sunt niște medicamente banale, atunci clar că spitalul trebuie să le asigure. Dacă sunt niște medicamente pe care noi le folosim într-un mod uzual și apare o situație la câteva zeci, sute, unul la pe lună, e posibil ca pacientul să-și cumpere medicamentul, dar în baza prescripției medicale emise de spital, noi să-i decontăm. Au existat sesizări privind condiționarea actului medical? Nu au existat. Și asta este o altă discuție pe care o să vreau să o abordăm. Această discuție cred că ar trebui abordată în cadrul unei conferințe de presă de listă. Ce înseamnă condiționarea sau acordarea de bani. Ambele au conotații sunt care diferite. Sunt diferite, dar conotațiile sunt penale în ambele situații. Și orice situație de acest fel, dacă apare, mesajul este simplu. Se finalizează decât într-o singură direcție, către organ de cercetare. Nu există. Este o toleranță zero pe care încerc să o impun față de asemenea comportamente inexplicabile, cred, la nivelul salarizării existente și vremurilor în care trăim. Avem salarii destul de bune în care sumele acestea informale, plățile informale, ca într-un termen blând, cum sunt definite ele, nu ar trebui să existe. Toleranța este zero. La cât ajunge cel mai mare salariu în spitalul județ? Raportat, sunt două componente aici, contracte de gărzi și contracte de... sunt ca angajați proprii, sunt contracte de prestări servicii și contracte de gărzi. Sunt diferențiate.
este o discuție amplă. Să ca un angajat, probabil că poate să ajungă la în jur de 30.000 de lei. Mai apare, pe urmă, zona de gărzi, care în funcție de oferta de pe piața muncii, el poate intra în niște zone de negocieri. La fel și zona de prestări servicii. Adică dacă sunt mai pe scurt, sunt niște specialități foarte ofertante pe piață. Adică unde găsești medici? Bun, răi, găsești. Sunt specialități unde nu găsești și pe cei răi. Și atunci tu, ca spital, trebuie să intri pe piață să devii atractiv. Dacă dai la un cardiolog un salariu de 2.000 de lei, s-ar putea să nu-i se pare atractiv. Și nu se lasă nimeni. Și atunci trebuie să apelezi la ideea de a aduce pe contract de prestări servicii, unde deja intri într-o negociere și sumele se pot duce. Eu am făcut acest lucru, am cerut aprobarea Consiliului de Administrație să dea un plafon pe anumite specialități către care se pot duce cu negociere. Lucrurile astea se făceau înainte, așa, într-un mod, pe ureche, așa, adică și-am spus, eu am dus, am stabilit, uite-mă, avem un număr de 4-5 specialități în care am nevoie să-mi dați o limită maximală în care pot să mă duc cu o negociere pentru a aduce medici. Dacă găsesc medici care trec peste acea limită, atunci vin și vă cer de nouă aprobare. Care-i bugetul anul dat de la spitale? Și pentru ce număr de 4 vă plătește CJS-ul? CJS-ul ne plătește pentru 471 de 4. Așa. Acum, bugetul e puțin diferențiat în funcție de elarea de spitalul, noi avem ca spital mai multe surse de finanțare. După cum știți. Acum, total venitul, dacă întrebați, pe 2019 au fost de 96 de miliarde, 96 de milioane, 96.980, pe 2020 110 și pe 2021 este un an atipic, care nu prea a fost luat nicio statistică ca și an de referință, întrucât a fost perturbat de foarte multe situații și alocări și cheltuieli generate excesiv. Lucrurile sunt în continuare, nimeni nu a găsit o soluție nici economică foarte bună în ceea ce privește trecerea peste o pandemie care generează niște restricții pe anumite secții. Deci 110 milioane de lei. De 110 milioane de lei. Adică 25 de milioane de euro. Exact. Venituri. 20 de milioane de euro. Venituri. Deci aveți bugetul mai mare decât primăria municipiului Călăraș. Venituri. Venituri care vin din o parte, ele vin și din serviciile de contabil pe către casă, o parte vin din subvențiile de la pentru bani pentru salarii. Adică lucrurile sunt vorbind de un buget de 25 de milioane de euro. Un buget mic față de nevoile reale în care trebuie să te duci, să te uiți, ce investiții, ce trebuie să modernizezi. Vorbim totuși de un spital de 50 de ani aproape. Sau nu chiar aproape, cam acolo. Și lucrurile nu sunt într-o zonă ușor predictibilă spre a fi îmbunătățită. Pentru că trebuie să facem investiții cât mai mari. Standardele de așteptare sau așteptările pacienților sunt în ce în ce mai mari. Vor să fie tratați la un spital privat, la un spital de stat, la un spital privat. Oamenii pot să facă comparații și au dreptul să facă această comparație. Dar întotdeauna noi trebuie să vedem dacă ajunge să mai fie sustenabil să aduce la un standard. Asemenea, lucrurile sunt foarte complicate. O să vedem experiența pe care o să avem cu acest corp nou și acolo vom vedea exact ce înseamnă apariția unui corp nou, ce înseamnă fluxuri, ce înseamnă cheltuieli. Că practic, la un moment dat, dacă facem o proiecție pe 5, 7, 8, 10 ani, s-ar trebui să fie mai ieftin să construim niște 2-3 corpuri noi spitale decât să le reabilităm pe acestea.